Bună ziua, dragilor, și iată din nou împreună. Aseară, Rica, aseară noi nu ne dădeam duș. Era ora 10 și aveam chef să mai facem un copru de vedor. Ți-amintești ce m-am bucurat din tare? Nici eu. Spune, în engleză, aseară nu ne dădeam duș acasă. Ne plăcea foarte tare problema aceea, ne-a plăcut foarte tare și de aceea continuăm astăzi. So, since you guys know that yesterday we did a video, today, yesterday it was 10 o'clock, but we still wanted to keep going, but at the same time, it was a bit too late, so we're going to continue today. Așa. Acum, merg să mai dezbatem problema un pic, spunem, o să mai dezbatem problema aceea de aseară, o să mai încercăm să mai continuăm problema de aseară, dar nu cu 16. Ah, okay. We're going to try to continue the problem that we wanted to do yesterday, but we won't do it with 16, we'll do it with another number. Altă, da? Să spunem cu 11 mașini și motociclete. Okay. So, 11 cars and motorcycles in total. Ah. So there's like a number of cars and another number of motorcycles, but we don't know. Sigur, numărul de roți, cum procedăm? Vor fi 11 în total, dar numărul de roți pe care îl dăm aceste probleme, cam câte ar putea să fie? Între ce limite? So, if you don't remember, guys, yesterday we had to see how many wheels there are between 32? 2. 32. Aha, aseară au fost. Aseară au fost. Erau. And 64. Așa, când erau 6. Between these two, we can pick, for example, 42 or whatever number. Foarte tare. Whatever number we feel like. Da. Dar câte erau aici? Câte erau? 16. But there was first 16. Dar acum câte sunt? But now there's 11. Eh? Dacă se duce spre aici, cât punem aici? Aici. Diferența cu 5. Păi, dată 16 ori 2. 16. Acum? Now since, remember guys, when we, how we got this number, it was 16 times 2 or 16 plus 16, but now it's 11. So we have to do 11 plus 11 equals 22. Or we could do 11 times 2. Ori spunem 12 ori 2, ori spunem 11 plus 11, 11 ori 2 sau 2. Și corect, câte va fi? 20, între 22. But now it's going to be a bit more different. Și cât? It's going to be 22 to... A fost cu iud, oh, now we have to do 11 times 4 equals, well, first let's do, so 11 plus 11, we already know it's 22, so 22 plus 22 equals 44. Deci 44, corect. Da, deci noi situația asta va fi între 22 și 44. Așadar, vom da numere între 22 și 44 și formulează tu prima problemă. Bob was asking me to see how many wheels there can be. Problema 1. Prima problemă. Okay. 11 total. So there are 11 motorcycles and cars, and there are 36 roți. And there are 36 wheels. Roți. Deci 36 de roți în total. Iată noua problemă. Întrebarea este... So this is the new problem. Răspunsul
înseamnă câte vor fi mașini și câte vor fi. And now, the question is, how many motorcycles and cars are they? So let's just do it the simple way. Step one. Da. Step one. Așa. We draw. Așa. Little circles. Corect. Așa, puncte, puncte. Poți aici, da? Așa, deasupra. 11 la minut. So let's pretend that all of them are motorcycles. So let's put 2. Toate sunt motociclete. Da? Toate sunt motociclete. So there are all motorcycles. Cât am consumat? Câte roți am consumat aici? So toate motociclete. Motociclete, da, toate sunt. Câte roți sunt aici? So let's see how many wheels there are. So 11 times 2, or 11 plus 11, equals 22. Corect. So there are 22. Corect, da, da, noi avem 36. Yes. So, wait a minute. Așa. Da. Și mai pot după, după ea. So, they're 11 now. Așa. But we have 22, and what we need is 36. So let's do some math right now. All right. 36 minus 22. And this is going to equal us to 4. 4 and 1. So 14. We have 14 and plus. Plus 14 roți. So now. De unde? Roțile acestea de unde vin? Cine le dă în plus? These wheels are coming from the cars. Corect. Hai să ne împărțim. So let's just, you know, divide. Deci, mai adăugăm 2 din cele 14. Now, we're going to add... Așa. 2 acolo, câte vale? Ia să vedem. 2. Pune aici 2. Mai pune încă 2. Și te întreb până unde să mergi? Până but unde? But let's see when we can stop. So... 14 ăsta împărțim la 2, ca să vezi câte pui. So now we have to do 14, which equals right here. Deci pasul 2. Oh, step. Pasul 2 a fost 36 scăzut 22. Aici 36 minus 22. Minus 22. Așa. 14. Pasul 3. Step 3. Aici de desubt. Pasul 3. Step 3. Now we have to do 14. Așa. I should erase this. Alright. So I have to do 14 divided așa, by 2. Corect. And this will equal to 7. Adică 7 vor fi completate, da? 7. So we need to complete 7. Wait, no. Cu culoarea. Cu da, cu galben, cu tot cu galben. So we need to do 7. Două, patru, șase, șapte. Alright. Now we can see how many cars there are. So, there are... Așa. Aici, șapte. Ajung eu. Șapte. So, there are 7 cars. Așa. And, wait a second. But how many motorcycles are there? Așa. Now, we could just count them from... We could just count them, or we could do math. Which is, 4, nu? Sunt? 11 scăzut 7. Oh, 11 minus 7. And this, calculation will equal us to 4.
Four. 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 So that means there are four motorcycles, like here. Four. Four. Motorcycles. Motociclete. Motociclete. Hai să facem proba acum. Șapte. Proba, da? În pasul următor să știm. Patru. Proba. Now we have to see if it's correct or what we did. No, I'm pretty sure it is. Să știm șapte ori patru. So now let's do. Șapte ori. Seven. Patru. Times four. Equals 28. Corect. Corect. And și 4 ori 4, 4 ori 2. And 4 times 2 equals 8. And so 28 plus. Nu, nu, așa cum am zis, îl adunăm pe astea două. And now we're going to 28 plus 8. We're going to put together these numbers, and this calculation will be 36. Correct. And look, 36 right here. Excellent. So what we did, it's correct. Da, soluția este corectă, nu? Bravo, bravo. Deci totul s-a desfășurat foarte, foarte frumos. Now we have to make a second problem. Oare câte probleme putem face? I don't know. He's asking me how many problems we can do. Hai să facem, să vedem câte probleme, câte variante avem. We have so many. Wow, hai să vedem. Yeah, avem foarte multe probleme. We have so many. Why don't we just... Hai să le ștergem aici, să facem prima problemă. Eu să șterg. Okay. Da, eu șterg. Și gândește tu la prima problemă. Hai să numărăm toate problemele care se pot formula. Okay, so we did, by now, one problem, this was the first problem. Unu o scriu aici. This is problem one. Corect. Problema unu. Problema unu. Tot 11, total. Ha, pe unul. Da, pe unul. Am notat-o pe unul. Așa zice prima problemă în care acum începem cu numărul de roți. Dar asta a fost prima problemă. Da, a fost una dintre ele de aici. Da? Hai să zicem, șterg asta, că acum noi ne propunem să numărăm toate problemele care le putem formula. And now we're going to... Toate problemele pe care le putem formula. Propunem să numărăm. So we decided to count all the problems that we will be doing today. Așa. Și aici o să spun 22 roți. Prima problemă. 22 de roți. Răspunsul. Câte vor fi mașini? Okay, so now... Așa. I don't know. Cred că deja știu. Zero cars. Așa. And zero mașini. 11 motorcycles. Corect. 11. Because it says right here. 22 is right here. Așa. Perfect. 11 motociclete. And 44. A doua problemă. Pe doi. A doua problemă. Tot cu 11 total. Dar acum roți 24 de roți. Okay, so if you've got a difference, so she, I think it's only one car and 10 motorcycles. No, she's 10. Oops. 10. And 10, okay. Așa, mașină. Una mașină. And 10 cars. Așa. No. Ca să ne convingem? No. No, one car and 10 motorcycles. This is 10, okay? I messed up. 10 ori 2. Hai, facem mai bine. Now, let's do it here. 10 ori 2. Hai, ține tu să. 10 ori 2. Times 2. 2 egal cu. 10 ori 2 egal cu. Equals. Equals. Așa, 20. So we can do 2 plus 2. Așa. Tabla mulțirii. Nu, de asta faci tabla mulțirii.
Și 1 ori 4, 1 ori 4, egal cu 4. And 1 times 4 equals 4. And now we put these two together and it's 24, like right here. Perfect. Ce-am făcut? Da, perfect. Problema a treia, dă-o tu. Cu 11, tot 11 total. Și 20 și cât să până acum? A fost 24? 20? 20? De ce trebuie să fac 20? Dar nu vreau cu 20. Dacă vrei. Nu, ca să numărăm pe toate. Am înțeles. Dar să numărăm pe toate. 20 și cât îți numezi acum? 21. Wow! Cu 21 putem? Putem cu 21 de roți? Trebuie să dai un număr cuprins între cine? Yes. Între 22 și 44. We have to put a number between these two. Not like right... Not like right here or like right Correct. No, correct. So I'll just go with 28. Da, hai să 22, 24, 26. 26, ca să numărăm din 2 în 2. Ca să dai și tu răspunsul rapid. Știi că de vor fi acum? Yeah. Răspunsul? Da. Direct? Yeah. Let's fuck you. Invers, facem. Deci invers o facem. Uite, de aici rezultă. Uite, asta. Câte mașini? There is going to be two cars. Mașini. Da, da. Two cars and 9 motorcycles. Așa. So 10 cars. So two cars and 9 motorcycles. Deci două mașini și 9 motociclete. Și 9 motociclete. 9 motociclete. Deci prima problemă a fost cu 22, chiar de la început. Deci prima problemă a fost cu 22. The first problem was with 22. A doua problemă a fost cu încă 2 în plus, 24. The second problem was with plus 2. Which was 24. A doua problemă era cu plus în plus cu 2, ca să fie 24. A treia problemă. Problema a treia a fost cu 26, adică cu, din nou cu 2 mai mult. Față de cea. Again 2 plus right here. Așa. Problema a patra, care va fi, te rog? Spune-mi tu. Okay. So problem number a patra problemă. So the fourth problem is going to be again 11 and 12. Da. Total. And there's going to be 28 roți. Wheels. Așa. Deci răspunsul corect. Da. Răspunsul corect este cât? Aici a fost bine, mai trebuie să întoarci așa. What? Așa, bă, și ai făcut așa, întoarci aici. Deci, răspunsul. So, the... 3. Solution? Sau cum zici? Soluția? Yeah. So, for the... Răspunsul s-a cum zici tu. Păi, ce vrei să spui? Apoi a fost 2, acum au crescut cu 2, câte vor fi? Câte mașini vor în moment? There will be 3 așa. Cars and there will be now 8 motorcycles. Așa. 8 motorcycles. And this goes on forever until we reach this point. Adică, și acum o să fie toate problemele care putem să le facem, o să fie până aici. Până acolo, foarte tare. Hai și să te trebuie. Foarte. Dacă faci așa, cum am făcut și noi aici, how we did right here, o să ajungem să fie 0. O să ajungem să fie 0. 0 motociclete, 0 motorcycles, and 44 cars și 44 de mașini.
Asta. Și 11 mașini. Pardon. 11 mașini. Și 11 mașini. Da? 11 mașini. Întrebare este câte sunt de toate? Cars. Ce ar vrea să nu le facem pe toate, să le vedem 5, 6, 7. Câte ori fi oare? Aici dacă putem, asta este. Let's see how many there are though. Hai să le numărăm. Asta vreau să le numărăm. Deci 22, pe urmă 24. Wait. Ia zi, 22. Să le numărăm ca să vedem câte probleme se pot face. Ok. Două scrie yes. Deci. So, 22. Da. Alta probleme. 24. 2, 2, 2. 22. 22 e prima. Ah, ok. 22, 24, 26, da. 28, da. 30, 32, 34, 36, 38, 40. Bună, rămas în urmă eu. 28, 30 ai zis, nu? Yes. 30. 30, 32, 34, 36. Da. 38. Da. 40. Da. 42. Da. And 44. Exact. So now let's see how many there are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci, câte sunt? 3, 12, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12. 12 probleme. There are 12. Yeah, there are 12 options. So we can make 12. So we can make 12 problems. We can make 12 problems. Așa, până la problema a 12 ajunge noi. Pe 1, pe 2, pe 3, pe 4, pe 5, pe 4, până la problema 12. It's like this. 1, 2, 3, 4, 5. Problem 1, problem 2, problem 3, problem 4, problem... Until we reach problem... Când avem 11, când avem 11, numărul de probleme e cu 1 mai mult. 11, 12 probleme. Oh, so now here's a fact. So if it's 11, then it would be with 1 plus. And if it was like this, egal cu 11 plus. It will be 13. Dacă foarte tare, dacă if there was 12 right here, then there would be 13 numbers. Foarte tare. Deci dacă am avea 12, and by the way, I didn't know that. Dacă am avea 12, am plecat cu 12. La un loc, va avea 13 probleme de formulat. Foarte tare! Dar fii atent, dacă sunt 23, dacă sunt 23 de mașini în total, 23 mașini și motociclete. Motociclete. Câte probleme avem? Câte probleme? So let's see how many problems we have if there are 23. They will be 24 problems. There will be 24 problems. 24 de probleme. Dragilor, aceasta este una din lucrurile, o chestiune extrem de frumoasă. Deci cu același număr de mașini, modificând roțile, putem formula un număr de 24 de probleme. Cu una în plus, față de numărul 23 indicat. Cu un plus. Când noi plecăm de la capăt și ne ducem și la capătul ăsta. Cu alte cuvinte, prindem de la un capăt la celălalt tot spațiul acesta. Yes. Am înțeles asta, îmi place foarte tare. Măriuca, yes. Vezi câte probleme putem face cu o singură... We can make so many problems with only this. Cu o singură fixare aici, da? Dacă am fixat aici 11 în total. If there was like, for example, putem, 11 in total, putem formula pe același număr de create and make beautiful. No, we can just create problems using this. How many we want? Well, there's an infinite. So
Well, there is a. Asta înseamnă că de la 22 până la. Well, it will end at some point. De la 22 până la 20 până la 44 se găsesc în intervalul ăsta un număr de 12 numere pare, dacă le luăm și pe capete. Este spectaculos ce facem acum. Deci avem în orice interval, deci iată numărul că asta este un lucru spectaculos. Deci dacă te întreb, într-un spațiu, de la numărul putare până la numărul putare, câte numere pare sunt? Iată, am să te întreb aici. Vreau să descoperim un lucru spectaculos. Dragilor, asta e matematica. De-aia și frumusețea. Ia uite-te, Mărica. De la 10 până la 20, câte numere pare sunt aici în intervalul ăsta? De la 10 la 20. Să scriu? Sau ce? Să le scrie pentru început și până să descoperim. Care ar fi primul? Well, let's see. Da. So the first one will be 10? 10, le da. So the first one will be 10. Apoi. Then it will be 12. Da. 14. Da. 16. Da. 18. 20. So there will be 6. So there will be 6. Foarte tare. Numbers. Foarte tare. 6 even numbers. Am să spun o șmecherie acum, nu ne aude nimeni, nu ne vede nimeni și nu o să știe nimeni. Mă ții să o spun. Ok. Spun la ureche? Nu o spun așa ca să nu ne aude nimeni. Uite, scade 20 pe 10. Dar ne aude. Scade 20 pe 10. Ok. Ia, scade și tu. 20 minus capetele, deci 20 minus 10. Împarte la 2. Din ce cauți? Că din 2 în 2 scazi. Și face cât? Împărți la 2? Egal cu 5. Și aduni un 1. La împărțire aduni un 1 și ai dat peste 6. What? Fai, ce tare este asta! Deci, cum face? Scădem din capătul ăsta. Pe capătul celălalt. Da? Și împărțim la 2 pentru că sărim din 2 în 2. Sărim din 2 în 2. Asta și mecheria ta. Plus 1? Și aflăm toate numele pare într-un interval. What? Și de ce dau vom 1? Poftim, deci? Dar ok, dar de ce băgăm 1? Așa! Uite, mă aștept să-mi pui întrebarea asta. Pentru că am pus și... Why do we have to put plus 1? Da, de ce 1? Păi, stai, nu m-ai explicat asta, să-ți explic. Deci, spune. So, we have this right here and there are two ways. Or you just write them to see how many even numbers are between them, or you can do here. So you do 20 minus 10 and it equals 10. And then you do 10 divided by 2 and it equals 5. And then the 5 you put plus 1 and it equals 6. Because there are 6 even numbers between these two numbers. Foarte tare. De ce plus 1? Că n-am răspuns la întrebarea ce plus 1. Pentru că noi luăm și capătul ăsta la numără plane. Deci și cu ăsta și terminăm și cu ăla. Deci, practic, intervalul închis și atunci ar fi să iau ambele. Dacă ar întreba care sunt numerele impare, ia să vedem numerele impare. Pune-le aici. Să vezi ce tare chestia asta. Oh, care now we're gonna put the uneven numbers. Uneven. Pune pe primul impar. Let's put it on even. Odd. Some odd particular, numbers. Particular. Let's do the odd numbers red. Odd. The odd numbers red. So, right here it's 11, 13, 15, da. 17, da. 19, that's all. Sunt? There is 1, 2, 3, 4, 5. Exact 5. Nu, exact 5. Aici nu mai adăugăm. Nu mai adăugăm plus 1. Pentru că s-a întâmplat, ce minune, s-a întâmplat ca ambele capete să fie pare. Ambele să fie pare. De aceea am pus pe plus 1. Dar dacă ambele capete
Sunt pare cum este aici și ne interesează ce le impare, atunci numai cât scădem din ăsta pe ăsta și împărțim la 2 și atâta. Stop. No problem. O, stai un pic. Ia să vedem. 20. 20 minus 10. 10 împărțit la 2. 2, da? Știm de ce la 2, că sărim din 2 în 2. Așa? What? Exact 5, stop! Ce tare! Ce tare! Ce tare! Vedeți ce bucuroasă este ea! Vedeți, dragilor, ce... Descoperim împreună chestia asta, că nici eu nu știam. Știai! Nu știam! Da? Acum a descoperat, dar știi ce mă bucur. Tu știai. Știam? Știai? Păi atunci cum îi explicai dacă nu știai? A, nu, că acum a descoperat. Vrei să vezi cât descoper acum? Te conving? Ia să iau așa. Uite, între 11 și 22, între 11 și 22, vreau să văd numele pare. Pune-mi-le toate pe astea pare să văd dacă mai merge în joc. So Boo was asking me to put all of the... even number? All of the even numbers. Așa. Or to count all the... So, I'm going to show you. Pune-le tu dedesubt pe ea, pară dedesubt, ca să le vedem și cum le numărăm, să vedem ce facem. So, let's see how many there are. Pare. So there is... Deci pare, da? Pare. Yes. Și acum, tu spune. So, there is... 12. 12. 14. Da. 16. 18. 20, 22. Foarte tare, corect. So let's see how many there are. So we can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6. 6 sunt, da? 6. 6. Bun. Hai să facem după tehnica. Scădem acum. Din asta. But let's see how we can do. So we first do these two. So 22 minus 11 equals 11. Așa. And... 11 împărțit la 2 2 Dar nu se poate. Asta-i. Nu se poate. Și atunci când nu se poate, rămânim pe ăsta. Not possible. Deci, imposibil. Rămânim pe ăsta care a rezultat la, că este impar și nu se împarte la 2. Și atunci când rămânim cu o unitate, și spunem, tu treci, te rog frumos, devii 12, 12, împărțit la 2 și egal 6. Deci neputându-se face împărțirea, What? A mărit cu 1, dragilor. De ce? În loc să adun 1 când erau pare la capete amândouă și am adunat la sfârșit 1, acum îmi fac mișcarea asta, iată, în momentul de față, 22 minus 12 face 10, împărțit la 2 face 5 și cu 1 care trebuie să-l adun, facem exact, fac 6, da? So, let me explain deci, this. Deci când nu s-a putut face împărțirea, datorită faptul că unul din capete a fost impar, unul din capete impar, atunci eu fac următoarea mișcare, mă duc la următorul par, îmi imaginez de această situație care m-a interesat și în felul ăsta am răspuns la rezultat. Hai să vedem și numerele impare de desubt. Now let's see the uneven numbers. Impare. So let's see the uneven numbers. What is in impare. Da, descriem. Descriem okay. Că nu-s multe. So let's, so it's 13. Da, 15. Impare dacă le luăm și pe capăt și când începem cu 11. Oh. Deci, am zis toate impare, inclusiv capetele. Da? 11.